Hristos, Tu ești soț al Mariei și scut lui Hristos, mijlocește curaj și ajutor în nevoi și în credere mare să fie între noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. Excelențele voastre, dragi părinți concelebranți, dragi familii din comunitatea noastră, în special familii jubiliare, care anul acesta ați împlinit 50 de ani de căsnicie sau 25 de ani. Suntem în sărbătoare și iată, în casa Domnului, în această frumoasă catedrală a noastră, vrem astăzi să-i aducem prinosul nostru de laudă bunului Dumnezeu
pentru Sfânta Familie din Nazaret, pe care o celebrăm astăzi, și pentru familiile noastre, pentru marea familie de familii care este comunitatea noastră, pentru și mai marea familie de familii care este dieceza noastră. Sărbătoarea de astăzi este dublată și de faptul că, iată, suntem prezenți în altar mai mulți concelebranți pentru a-l însoți pe înalt preasfințitul Aurel Percă la acest moment de celebrare, în care vrem să-i aducem mulțumire bunului Dumnezeu pentru toată slujirea sa devotată în dieceza noastră. Lăudați să fie Iisus Hristos! Excelențele voastre, cucernici părinți, concelebranți, domnule primar, iubiți credincioși, dragi persoane consacrate, sigur că este sărbătoarea familiei astăzi, mica familie, dar și marea familie a bisericii. Ne îndreptăm cu privirea spre familia Sfântă din Nazaret, modelul oricărei familii și în același timp inspiratorul stabilității familiei de astăzi. Am voit ca în această ultimă duminică din acest an să aduc și eu prinosul de mulțumire pentru tot ceea ce Dumnezeu a rânduit prin mine în această familie mare, extinsă a diecezei, și în același timp să cer rugăciunile dumneavoastră pentru ca slujirea pe care mi-a încredințat-o Sfântul Părinte Papa Francisc să aducă roade și acolo unde voi merge, în Arhidieceza de București. Vă invit să ne unim în această mulțumire, atât pentru familiile noastre frumoase, din comunitate, din dieceză, și în același timp pentru biserica noastră. Cerem iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele noastre, pentru a putea celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Thank you.
gloria in excelsis Deo. Dumnezeule, care ne-ai dat un strălucit exemplu de viață în familia sfântă de la Nazaret, dă-ne, te rugăm, harul să trăim în familiile noastre aceleași virtuți și să fim uniți prin aceeași iubire, pentru ca odată să gustăm răsplata veșnică în bucuria casei tale, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine vețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din cartea lui Ben Sirach. Cel care îl cinstește pe tatăl, ispășește păcate și le va evita
și rugăciunea lui de fiecare zi va fi ascultată și ca unul care strânge comori este cel care o onorează pe mama sa. Cel care îl cinstește pe tatăl va fi bucurat de către fii și în ziua rugăciunii sale va fi ascultat. Cel care îl onorează pe tatăl își face lungi zile și cel care îl ascultă pe Domnul o va liniști pe mama sa. Cel care se teme de Domnul îl cinstește pe tatăl și ca pe niște stăpâni îi slujește pe cei care i-au dat naștere. Căci fapta bună față de tatăl nu va fi neglijată și în schimbul păcatelor va fi clădită o casă nouă pentru tine. În ziua strâmtorării tale, Domnul își va aduce aminte de tine. Precum este căldura pentru brumă, tot așa vor pieri păcatele tale. Cel care îl părăsește pe tatăl este ca unul care spune blasfemie și cel care o mânie pe mama este blestemat de Domnul. Fiule, împlinește-ți cu blândețe lucrările tale. Cuvântul Domnului. Fericiți sunt toți cei care se tem de Domnul și umblă pe căile sale. Fericiți toți cei care se tem de Domnul și umblă pe căile sale. Atunci te vei hrăni din munca mâinilor tale, vei fi fericit și toate îți vor merge bine. Soția ta va fi ca o viță roditoare înăuntrul casei tale. Copiii tăi vor fi ca vlăstarele măslinului împrejurul mesei tale. Iată, așa va fi binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvânteze Domnul din Sion, ca să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Colosenii. Fraților, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și iubiți, îmbrăcați-vă deci cu dragoste, cu îndurare, cu bunătate, cu umilință, cu blândețe și răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții, și dacă cineva are vreo plângere împotriva altuia, iertați-vă. Așa cum v-a iertat Domnul, la fel să vă iertați și voi. Însă mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu iubire, care este legătura desăvârșirii. Să domnească în inimile voastre pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să fiți un singur trup și fiți recunoscători.
Cuvântul lui Hristos să locuiască în voi din plin. Învățați-vă și îndemnați-vă unii pe alții cu toată înțelepciunea, în psalmi, în imnuri și în cântări spirituale. Cântați lui Dumnezeu, mulțumindu-i în inimile voastre, și tot ceea ce faceți, în cuvânt sau cu fapta, toate să le faceți în numele Domnului Iisus, mulțumindu-i lui Dumnezeu Tatăl prin El. Femeilor, fiți supuse bărbaților voștri, așa cum se cuvine în Domnul. Bărbaților, iubiți-vă femeile și nu fiți aspri cu ele. Copii, ascultați-i pe părinții voștri în toate, căci lucrul acesta este plăcut Domnului. Părinți, nu-i împingeți pe copiii voștri la disperare, ca să nu se descurajeze. Cuvântul Domnului. Mulțumim. Voastre pacea lui Hristos, cuvântul lui Hristos să locuiască în voi din plin. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. După ce au plecat magii, iată că Îngerul Domnului i-a apărut în vis lui Iosif zicând: sculându-te, ia copilul și pe mama lui, fugi în Egipt și stai acolo până când îți voi spune, pentru că Irod are de gând să caute copilul ca să-l ucidă. Sculându-se, Iosif a luat copilul și pe mama lui în timpul nopții și a plecat în Egipt. A rămas acolo până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ceea ce a fost spus de Domnul prin profetul care zice:
din Egipt l-am chemat pe fiul meu. După ce a murit Irod, iată că îngerul Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif în Egipt și i-a spus, sculându-te, ia copilul și pe mama lui și mergi în țara lui Israel, pentru că au murit cei care căutau să ia viața copilului. Sculându-se, Iosif a luat copilul și pe mama lui și a intrat în țara lui Israel. Auzind că Arhelau domnea în Iudeea, în locul tatălui său Irod, s-a temut să meargă acolo. Fiindu-i revelat în vis, Iosif s-a dus în părțile Galilei și a venit să locuiască în cetatea numită Nazaret, ca să se împlinească ceea ce a fost spus prin profeți. Se va chema Nazarinean. Cuvântul Domnului! Preasfințiile voastre, cucernici părinți, concelebranți, iubiți credincioși, astăzi, prima duminică după sărbătoarea Crăciunului, în mod tradițional se sărbătorește Sfânta Familie, Sfânta Familie de la Nazaret. În ziua de Crăciun s-au îndreptat privirile noastre spre pruncul Iisus, dar alături de pruncul Iisus se afla Preasfânta Fecioară Maria, Sfântul Iosif, și Biserica vrea să ne propună această imagine a familiei în care s-a născut Fiul lui Dumnezeu ca un model pentru familiile noastre de astăzi. Fiecare dintre noi poartă amprenta unei familii, pe față sau în ființă, aparținem și suntem legați de o familie. Așa a voit Dumnezeu ca noi să ne naștem într-o familie, să avem o mamă, un tată. La început, Dumnezeu, când a creat omul, a creat bărbat și femeie. Și ceea ce Dumnezeu atunci a unit, a spus Dumnezeu, omul nu trebuie să despartă. Deci, de la origine, Dumnezeu a voit să existe o familie și putem spune că este prin instituție divină familia care asigură atât perpetuarea neamului omenesc, dar și pentru transmiterea tuturor valorilor care provin de la Dumnezeu. Apoi Iisus, atunci când a ales să vină pe pământ, nu a ales nici palatele cele mai sumptuoase, nici bogățiile, a ales o familie și a ales să vină pe lume în sărăcia cea mai neagră. Căldura unei familii era mai importantă decât luxul sau palatul în care se cuvenea să se nască Fiul lui Dumnezeu. Apoi mai trebuie să ținem cont că în planul lui Dumnezeu familia ocupa un loc important și de aceea Iisus, atunci când a săvârșit prima minune, a venit în ajutorul unei tinere familii care se afla într-un moment destul de delicat din cauza lipsei de vin. În cursul activității sale pământești, de mai multe ori Iisus a revenit asupra familiei și a condamnat divorțul, reafirmând ceea ce Dumnezeu a creat la început, ceea ce Dumnezeu a unit, omul să nu despartă. Și vedem aici, mai departe, și preocuparea Bisericii ca familia să se bucure de stabilitate, de aceea a fixat condițiile absolut indispensabile pentru căsătorie, căsătoria una și indisolubilă, o căsătorie care înseamnă că se încheie odată și nu se poate desface. Pentru mult timp, situația familiei părea să fie una bună, dar asistăm în ultimul timp la un adevărat atac împotriva, adevărate atacuri împotriva familiei. Și de aceea, mai mult ca oricând, Biserica vrea astăzi să ne atragă atenția asupra
importanței familiei și sfințeniei familiei. Familia are menirea de a transmite din generație în generație și viața, dar și flacăra credinței, flacăra iubirii față de Dumnezeu. Este ca o torță sau o ștafetă care se predă din generație în generație. Și atunci când dispare familia din această ștafetă, omul rămâne fără istorie. Fără familie, omul nu mai are istorie. Din generație în generație suntem chemați ca această imagine care reproduce imaginea Sfintei Treimi, familia Sfântă, trebuie să fie o imagine a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Reprezintă pentru noi și o memorie. Familia ne transmite atâtea lucruri. Fără memorie, omul nu are niciun viitor. Ne rupem total de trecutul nostru. Și un om care nu are nici trecut, nici viitor, nu este ancorat în realitate. Iată, un alt element care subliniază de ce familia este atât de importantă și în același timp înțelegem de ce dușmanii familiei, când vor să lupte împotriva lui Dumnezeu, luptă întâi de toate împotriva familiei. De aceea astăzi, poate mai mult ca oricând, spuneam, psihologi, sociologi, politicieni încearcă să intervină asupra familiei și să deformeze imaginea adevărată a familiei. Este un lucru trist, văzând sub ochii noștri cum chiar în societate, într-o societate cum este a noastră creștină, să apară voci care sunt împotriva familiei. Ne gândim la referendumul care a avut loc, în care o țară care se intitulează creștină în totalitate nu a știut să apere familia. Ne gândim la un ultim atac grosolan la adresa familiei. Bine, a fost împotriva misterului Crăciunului. Un deputat catolic care a lansat blasfemiile cele mai grosolane la adresa credinței noastre. Le dezaprobăm pentru că nu fac cinste unui creștin și mai mult sunt afirmații pe care întreaga istorie a Bisericii nu le-a auzit în forma aceasta grosolană cu care au fost rostite, chiar și cu tonul că sunt un creștin practicant catolic. Le dezaprobăm și vrem să ne rugăm ca imaginea frumoasă a Crăciunului cu familia sfântă să rămână pentru noi imaginea ideală. Ceea ce este pentru noi important este să apărăm tot ceea ce este frumos în familie, să apărăm viața, să apărăm tot ceea ce favorizează dezvoltarea bună a familiei, pentru că dacă vom avea familii bune, familii sfinte și societatea va funcționa bine. Deja pe timpul lui Luther spunea că este mai greu să guvernezi o familie decât un stat. A conduce o familie, a asigura stabilitatea, a asigura tot ceea ce are nevoie o familie, este exact ca și cum ai conduce un stat sau un guvern. La fel și Ioan Paul al II-lea, acest sfânt papă care a militat atât de mult pentru familie, spunea: cu cât familia este mai unită, cu atât mai mult este și societatea mai unită, mai bună. Dacă dezbinarea intră în cadrul societății, acest lucru pornește de la faptul că familia este tratată cu superficialitate. Ce să învățăm de la familia sfântă din Nazaret? Sunt multe lucruri și, în primul loc, învățăm ceea ce a proclamat Evanghelia de astăzi, că familia, când este lovită de nenorocire, rămâne mai mult unită. Familia sfântă din Nazaret a trebuit să fugă din fața lui Irod, care voia să ucidă pruncul. Familia sfântă nu s-a sustras de la acest eveniment, dovadă că a voit să înfrunte direct răutatea oamenilor, păcatul, și de aceea vedem cum această familie pune în centrul
atenției sale iubirea față de Dumnezeu, grija lui Iosif și a Mariei ca pruncul Iisus să rămână teafăr, să scape de la această primejdie, este o dovadă cum și astăzi noi trebuie să ne îngrijim de copii, să ne îngrijim ca tot ceea ce este un pericol la adresa familiei să fie îndepărtat. Și acest lucru nu se realizează fără prețul unor sacrificii. Sacrificiul, jertfa, rugăciunea, sudarea frunții asigură stabilitate unei familii. Și familia din Nazaret s-a supus acestor reguli. A trăit în unitate, încercată fiind de greutăți, de neînțelegeri. Și astăzi, dacă o familie merge bine și prosperă, vecinii se uită urât, încep să critique și încep să vorbească rău. Nu le convine atunci când ceva merge bine. Așa era și pe timpul familiei Sfintei din Nazaret. Biserica ne cheamă să îndreptăm privirea spre această familie și să promovăm tot ceea ce înseamnă iubire reciprocă dintre soț, iubire dintre părinți și copii, ce înseamnă răbdarea în familie, ce înseamnă a suporta momentele de dificultate, de a cultiva fidelitatea, de a cultiva și respectul, și tăcerea, și rugăciunea în comun. Toate acestea asigură stabilitate și frumuseții unei familii, pentru că așa a fost Sfânta Familie de la Nazaret. Să cerem ca prin mijlocirea familiei Sfinte din Nazaret să binecuvânteze și familiile noastre, să rămână și să strălucească familia așa cum a voit-o Dumnezeu la început, să devină cu adevărat inima societății. Și așa cum sublinează documentele mai recente ale bisericii, familia să devină într-adevăr o mică biserică, o bisericuță în care ne adunăm, asemenea bisericilor mari sau catedralelor, unde formăm o singură familie. Să apărăm, iubiți credincioși, familia, să promovăm tot ceea ce este frumos și demn de familie, să respectăm nevinovăția, să credem în viață, să muncim pentru familie. Iată mesajul pe care vrea să ne-l transmită această duminică, care este sărbătoarea Sfintei Familii în Biserica noastră catolică. Și aș vrea să trec și la o parte a doua, motivul acestei liturghii, anunțate de Părintele Paroh și Decan. Am voit ca această duminică să fie și o zi de mulțumire pentru mine, pentru a mulțumi lui Dumnezeu, dar și dumneavoastră și prin dumneavoastră tuturor celor care au venit în contact cu mine de-a lungul activității mele pastorale, să mulțumesc pentru tot ceea ce Dumnezeu a revărsat asupra mea. Sunt preot de 40 de ani, dintre care 34 am petrecut aici la Iași. Am fost alături de Preasfințitul Petru, încă nu era episcop, dar ca secretar, după aceea m-a asociat vicar general. În timpul acestui mandat am primit și darul Sfintei Episcopatului și paralel cu această activitate, 34 de ani, am învățat, am predat și la seminar. Un câmp destul de vast, toată dieceza și seminarul, în care Preasfințitul Petru mi-a dat deplină încredere și mână liberă pentru a lucra pentru binele poporului lui Dumnezeu. De aceea am motive multe să mulțumesc, Dumnezeu le știe mai bine, dar o activitate pe care vreau să o subliniez, că am făcut-o în fidelitate față de mandatul primit din partea bisericii când am fost sfințit preot, apoi ca episcop, pentru că de fiecare dată am făcut un jurământ de a sluji biserica și a respecta legile bisericii și în același timp în deplină concordanță cu episcopul care era responsabilul principal, Preasfințitul Petru.
Am fost episcop auxiliar, sigur că acest lucru înseamnă secundarea episcopului diecezan, episcop vicar, dar cu prerogative și atribuții canonice precise care îmi dădeau, sigur, privilegiul de a acționa ca un adevărat membru al Colegiului Apostolic. Primul Colegiu Apostolic, primii episcopi au fost apostolii, 12, și formau acest Colegiu al Apostolilor, iar episcopii astăzi formează mai departe Colegiul Apostolic, pentru că sunt asociați la aceeași misiune a apostolilor de-a lungul veacurilor, indiferent că sunt episcopi diecezani sau auxiliari. În lume sunt circa 5.000 de episcopi, dintre care 2.000 de episcopi auxiliari, adică episcopi care nu poartă titlul diecezei. Preasfințitul sau Preasfințitul Petru și Preasfințitul Iosif au titlul de episcop de Iași. Eu aveam titlul de episcop de Mauriana. Nici nu știu unde este această localitate. Știu că este în nordul Africii, pentru că aceste titluri se dau astăzi pentru episcopii care ocupă diferite funcții în diecezie, dar care nu sunt numiți direct responsabili, diecezani. Exact cum ar fi la noi episcopia de Tomis. Era odată, dar astăzi nu mai există catolici și se dă acest titlu, episcop de Tomis, episcop titular. Și în această calitate, sigur, ca episcop auxiliar, am avut multe de refăcut și nu trebuie să fac o retrospectivă a activităților, dar ceea ce mă bucur este că alături de Preasfințitul Petru am putut să slujesc dieceza. Și în această misiune, sigur că Dumnezeu mi-a dat multe haruri, pentru care astăzi vreau să-i mulțumesc și să mulțumesc și Preasfințitului pentru încrederea pe care mi-a acordat-o, dar și dumneavoastră care m-ați însoțit. Nu totdeauna am putut să fiu prezent la toate celebrările, dar la sărbătorile mari, uneori în timpul anului, am putut să fiu aici, dar am mers și în diferite parohii, pentru că episcopul are parohia mai mare, este dieceza. Am mers acolo unde am fost chemat, cu celebrarea mirului, dar și cu vizite care nu erau programate. Adevărate bucurii, pentru că am putut să vin în legătură cu oamenii și să simt biserica vie a diecezei de Iași. Și aceasta mă mulțumește și mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că am avut parte de un asemenea câmp de activitate. Acum, nu vreau să spun că mă despart de dieceză, este dieceza mea mamă, dar Sfântul Părinte Papa Francisc mi-a încredințat o altă dieceză spre păstorire la București, unde mă voi prezenta pe prezentarea oficială pe 11 ianuarie. Mulți m-au felicitat, mulți mi-au adresat diferite sigururări. Bucuria este, poate pentru mine, gândindu-mă că cu ani în urmă, de la București a venit un episcop la Iași, Alexandru Cisar, a fost episcop de Iași și a venit de la București. Episcopul nostru martir, Anton Durcovici, a venit de la București, a venit la Iași. Poate este rândul nostru acum să mergem și noi la București pentru a întoarce această formă de ajutor pe care biserica noastră locală, dieceza de Iași, a primit-o de-a lungul timpului. Și merg cu bucurie, nu despărțindu-mă de dieceza de Iași, dar continuând să alimentez în mine tot ceea ce a fost frumos și tot ceea ce consider că trebuie să ne unească în țelul comun de a duce mai departe flacăra credinței. Creștinii dieceza de București sunt majoritatea preoți originar din Moldova, însuși întâi stătătorul dieceziei a fost Preasfințitul Robu, tot din dieceza noastră. Așa încât putem să realizăm o combinație mai departe și să lucrăm mai departe acolo unde Dumnezeu ne rânduiește, cu această dorință de a fi susținuți de rugăciunile dumneavoastră. Poate unii sau alții, când se gândesc la episcop, se gândesc la demnitate, la onoruri.
Sfântul Augustin spunea frumos credincioșilor, împreună cu voi sunt creștin, pentru voi sunt episcop. Cea mai mare demnitate a fiecăruia dintre noi, chiar și a episcopului, este că am fost botezați. Suntem fii ai lui Dumnezeu. Primul lucru care contează în viața noastră este că suntem creștini. Al doilea lucru, sigur, este chemarea deosebită pe care o primește unul sau altul în biserică și acesta este darul lui Dumnezeu. M-a chemat să fiu preot, apoi a solicitat din partea mea un alt răspuns pentru a sluji mai intens poporului Dumnezeu aici în Moldova ca episcop auxiliar și acum îmi cere mai mult. Mă încredințez harului lui Dumnezeu și sper ca această chemare să fie spre slava lui Dumnezeu și mântuirea sufletelor. Vă doresc și dumneavoastră să vă bucurați mereu aici de păstorii care sunt, de preoții care sunt și ceea ce ne caracterizează pe noi este ca totdeauna să rămânem o familie unită, fiind vorba astăzi și de Sfânta Familie din Nazaret. Familia mică, familia parohială, familia dieceziei, familia, marea familie a bisericii. Și așa cum toate funcționează bine într-o familie unde este iubire, rugăciune, respect, stimă, la fel va funcționa totul frumos în biserică dacă fiecare la locul nostru ne vom îndeplini datoriile chemării proprii de laic, de tată de familie, mamă de familie, copii, tineri și așa mai departe. Sfânta Familie din Nazaret, formată din Iisus, Maria și Iosif, să ne ocrotească și să vă ocrotească familiile dumneavoastră. Amin. Și acum să ne mărturisim credința, cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni.
prea iubiților, ne unim acum în rugăciune ca fiii ai unei mari familii și cerem Domnului să dăruiască familiilor noastre capacitatea de a crește în iubirea și ajutorul reciproc după exemplul familiei din Nazaret. Să ne rugăm și să spunem împreună, renuiește, Doamne, familiile noastre. Pentru ca Biserica să exprime în cadrul ei și în raporturile cu lumea imaginea unei adevărate familii care să iubească, să dăruiască și să ierte, să ne rugăm. Renuiește, Doamne, familiile noastre. Pentru ca întreaga slujire a Înaltului Preasfințit Aurel în dieceza noastră de Iași să aducă rod îmbelșugat pentru poporul lui Dumnezeu, să întărească unitatea credinței și să dea forță mărturisirii ei în lume, să ne rugăm. Iubește, Doamne, familiile noastre. Pentru ca familiile în criză să găsească acea capacitate de a-și ierta reciproc greșelile, precum și voința de a reconstrui unitatea familială, să ne rugăm. Renuiește, Doamne, familiile noastre. Pentru ca părinții să-i ajute pe copiii lor să crească și să se întărească, asemenea copilului Iisus din Nazaret, fiind și ei plini de înțelepciune și de har înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, să ne rugăm. Renuiește, Doamne, familiile noastre. Pentru ca în căutarea cunoașterii, a comuniunii personale și a dăruirii reciproce, logodnicii să nu fie niciodată determinați de egoism, ci de o iubire liberă și responsabilă, să ne rugăm. Renuiește, Doamne, familiile noastre. Pentru ca tot mai mulți din comunitatea noastră să privească în jurul ei, să identifice persoanele neglijate și fără nicio speranță de viitor și să aibă grijă de ele printr-o solidaritate sinceră, să ne rugăm. Renuiește, Doamne, familiile noastre. Pentru ca aceia care au părăsit această lume să fie primiți cât mai curând în marea familie a fericiților din cer, să ne rugăm. Renuiește, Doamne, familiile noastre. Părinte Sfânt, Tu ai voit pentru Fiul Tău o familie umană în care să crească prin raporturile de afecțiune și trăirile familiale zilnice. Fă ca familiile noastre hrănite la masa Cuvântului și la masa Euharistiei să dea în biserică și pentru lume o mărturie generoasă de dăruire reciprocă trăită în iubire. Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Vasile, pregătești două icoane mari. Păi, dăm două icoane mari, una Maica Domnului și una Durgovi, la sfârșit. De canon.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Îți oferim, Doamne, jertfa de împăcare, rugându-te cu umilință ca prin mijlocirea Sfintei Născătoare de Dumnezeu și a Sfântului Iosif să statornicești familiile noastre în harul și în pacea Ta, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Adevărat vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, Tu, prin misterul întrupării cuvântului, ai dat putere ochilor minții noastre, să vadă noua lumina strălucirii Tale, pentru ca în timp ce-L cunoaștem pe Dumnezeu în chip văzut, să fim înălțați de El la dragostea celor nevăzute. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate corurile oștirii cerești, cântăm imnul măririi Tale, zicând fără încetare. Cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate Te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt,
însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul tău, pentru că de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Că cel în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii tăi, Papa nostru Francisc, cu Arhiepiscopul Aurel, care prezidează această sfântă liturghie, cu Episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare aceste rugăciuni ale familiei pe care ai adunat-o în fața ta. Întoarce-i la tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii tăi risipiți pretutinde, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut în această lume, primește-i cu bunătate în împărăția ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de apurul de mărirea ta împreună cu ei. Prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tatăl tot puternic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea
în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezească, îndrăznim să ne rugăm. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pace în zilele noastre, pentru că ajutați din milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Doarme-n iesele
Să ne rugăm. Părinte prea îndurător, Tu ne înviorezi cu tainele cerești, dă-ne, Te rugăm, harul să imităm mereu exemplul Sfintei Familii, pentru ca după suferințele vieții acesteia să avem parte alături de ea de fericirea veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Vă rog să luați loc puțin pentru câteva anunțuri. Mâine, luni 30 decembrie, programul Sfintelor Liturghii este cel obișnuit. Dimineața la 6:30 și la 7:30, iar seara la ora 6. Marți, 31 decembrie, dimineața vor fi cele două liturghii, la 6:30 și 7:30, iar după amiaza, la ora 17, așadar la ora 5, va fi liturghia cu Tedeum, la care vă invităm să participați pe cât mai mulți, fiind ultima din acest an. Îi vom aduce mulțumire Domnului împreună pentru tot ce am primit pe parcursul anului și, din câte știm cu toții, avem multe motive de a-i aduce mulțumire Domnului. După Sfânta Liturghie vom primi urătorii, așa cum este datina. Iar la cumpăna dintre ani, începând cu ora 23:45, vom fi prezenți aici în catedrală pentru un moment de rugăciune. Vă așteptăm pe toți cei care veți putea veni. Miercuri, 1 ianuarie, avem solemnitatea Sfintei Maria, Născătoare de Dumnezeu, anul nou și totodată a 53-a zi mondială a păcii. Programul Sfintelor Liturghii este cel de duminica și sărbători, 8, 9 și un sfert, 11, 16 și 18. Vineri, 3 ianuarie, începem binecuvântarea familiilor și sfințirea locuințelor dumneavoastră, conform programului stabilit. Dacă nu ați reușit să intrați în posesia plicului cu scrisoarea noastră și cele necesare la momentul rugăciunii, la ieșirea din biserică sau la biroul parohial, veți găsi aceste plicuri. Mulțumim celor care au dirijat anul acesta prin formularul 230, cei 2% din impozitul pe salariu sau pensie către parohia noastră, ajutând astfel la susținerea activităților pastorale și social-caritative. De asemenea, mulțumim tuturor binefăcătorilor și sponsorilor care pe parcursul anului ne-au ajutat să facem multe fapte bune. Vă mulțumim și vă încurajăm să ne susțineți și în anul care vine. Astăzi, așadar, împreună, familia comunității noastre, ne-am rugat pentru toate familiile și în special pentru familiile jubiliare, cele 12 familii care au împlinit anul acesta 50 de ani de căsnicie și cele 11 familii care au împlinit 25 de ani de căsnicie. Unele dintre aceste familii sunt prezente în față, au avut curaj și au răspuns invitației, altele sunt printre dumneavoastră, au fost mai sfioase. La sfârșit, sper ca toate cele prezente familiile jubiliare să rămână aici în față pentru o fotografie împreună cu preasfințitul, cu un alt preasfințitul Aurel, care a pregătit și o surpriză pentru dumneavoastră. Un alt preasfințit voastră, Părinte Arhiepiscop Aurel, dragă Preasfințite Iosif, cu cernici părinți, înainte decan și preoți concelebranți, domnule primar, iubite familii, dragi și biscărincioși prezenți în catedrală și uniți cu noi prin intermediul internetului. Suntem într-un moment de mare bucurie să trăim misterul familiei lui Iisus, dar și misterul familiei noastre. Ne-a prezentat așa de frumos în-al preasfințitul acest mister și acest dar pe care Dumnezeu ne l-a făcut și ne-l face. Extind această bucurie aici la noi, în familia noastră din Iași.
dieceza noastră, o familie mare, o familie frumoasă, o familie binecuvântată, o familie care a câștigat foarte mult în ochii multora pentru că a știut să-și respecte demnitatea în istorie și în ultimul timp. O familie care a atras și ochii plin de bucurie a Sfântului Părinte Papa Francisc, de în familia noastră a diecezei care are aici inima în catedrala noastră. Ne-am bucurat împreună atâția ani și acum mă întorc, mă îndreaz să preasfințitul, aici, în centrul diecezei noastre, ca să împărtășim tuturora din familia noastră mare bucuria credinței. Sigur, sunt atâtea pe care le-a spus preasfințitul, un alt preasfințitul, și pe care le confirm chiar înmulțindu-le pentru câte daruri am putut primi noi de la Dumnezeu. Prin slujirea noastră umilă, Dumnezeu ne le-a dat și de aceea astăzi pe drept trebuie să-i mulțumim. Și preasfințitul într-adevăr a simțit că acest lucru este o datorie noastră să-i aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a oferit nouă în familiile noastre și în marea noastră familie. Sigur, ca episcop de Iași, eu am avut totală încredere în slujba și slujirea preasfințitului și, sigur, așa cum aș și spus, a făcut așa de mult. A fost peste tot. A acoperit sectoare care, într-adevăr, cereau mare efort, pe lângă grija pastorală și grija administrativă. Și grija pentru cei care se află în străinătate, preoți, atât de multe lucruri au fost, iată, împlinite în această perioadă în marea noastră familie. Și sigur că l-am avut mereu alături pe preasfințitul și dau mărturie acum încă o dată că am mai făcut-o de această frumoasă și sfântă lucrare și colaborare. Sigur că istoria va scrie mai mult despre lucrurile care s-au petrecut și suntem bucuroși astăzi că aici, în momentul acesta, ne amintim. Poate unii ar spune că trebuie să ne întristăm puțin că pleacă preasfințitul de la noi. Eu spun că preasfințitul nu pleacă de la noi, ci pleacă cu noi și rămâne cu noi. Așadar, acum la această celebrare sfântă, nu-i spunem preasfințitului că îi zicem drum bun și adio, ci spunem mereu episcopului nostru Aurel la revedere. La revedere însemnează că ochii noștri rămân totuși uniți mereu, îndreptați unii spre alții, și plecând la București, ca arhiepiscop și mitropolit, sigur că rămânem uniți și în alt preasfinția sa rămâne unit cu noi, cu ochii înspre noi, de aici a pornit. Și sigur că ne va duce cu în alt preasfinția sa acolo. Sigur că atunci când acel năcăjit pe cruce, îl vedea pe Iisus suferind, sigur, atunci el s-a îndreptat și a spus: ai milă de mine, Doamne, când vei veni în împărăția ta. Spun și eu acum așa, acolo, la București, să ai grijă, preasfințite, și de noi cei de aici, din Moldova, de aici, din dieceza noastră, din familia noastră, pentru că noi vom fi mereu cu ochii spre București,
în munca pe care înalt preasfinția ta o vei desfășura. Sigur că sunt multe de spus, timpul este înaintat, oricum am înțeles că fiecare dintre noi și fiecare dintre preoții noștri și fiecare dintre dumneavoastră are pentru preasfințitul un colț în inima unde l-a prețuit, îl prețuiește și îl va prețui și îl va însoți cu rugăciune. De aceea, preasfințite, noi acum vă spunem doar atât. La bună revedere și acolo unde ai ajungi să iubești poporul mereu, așa cum ai făcut aici, și să împărtășești tuturor învățătura creștină tare, cu convingere, cu putere, pentru că aceasta va păstra în noi adevărata demnitate de creștini, demnitate de familie creștină, aici, în Moldova, sau demnitate de familie creștină la București sau în întreaga România. Împreună cu preasfințitul Iosif, sigur, care a avut coleg și încă o perioadă acum colaborator, vrem să-i acordăm preasfințitului nostru Aurel un semn mic. Mai întâi, inima noastră. Apoi, două imagini pe care înalt preasfințitul împreună cu noi le-a iubit și le iubește, pentru care a făcut foarte mult. Imaginea Maicii Domnului de Cacica și imaginea episcopului nostru Anton Turcovici. Sigur că are multe. Pe acestea să le aibă ca o amintire de la această celebrarea noastră, cu asigurarea că noi îl vom înconjura mai departe cu prețuire și cu rugăciune. Iar Maica Domnului, pe care a venerat-o Sfântul Părinte Papa Francisc și episcopul nostru, martir Anton Turcovici, în fața căruia Sfântul Părinte s-a plecat, s-a închinat și s-a rugat să-l însoțească, să te însoțească, preasfințite, în toată activitatea pe care o începi cu ziua de 11 ianuarie anul acesta. Așadar, la bună revedere, cu inima noastră alături! Înainte de a da cuvântul domnului primar, pentru că am tras cu ochiul și am văzut că e gata să spună și dumnealui ceva din partea comunității, a orașului pe care, în fruntea căruia este pus și are și niște cadouri acolo și e frumos, un buchet de flori, îmi revine datoria și mie și poate în primul rând mie ca păstor al diecezei, pus în fruntea diecezei de Iași, de Papa Francisc, pentru a continua munca preasfințiților de față, astăzi în sărbătoarea Sfintei Familii și în sărbătoarea pe care o facem la plecarea preasfințitului Aurel din Iași la București. Mai întâi, referitor la familie, nu vreau să fac în copert predică, dar vreau să felicit familiile care
jubiliare care au avut curajul să vină în față, că știu din activitatea mea pastorală de 40 de ani, era într-adevăr o dificultate pentru mulți, n-aveau curajul să vină în față la evenimente de felul acesta. Vă felicit pe dumneavoastră, cei care ați avut curajul să răspundeți invitației părintelui paroh Budău, de la care este în fruntea acestei comunități parohiale, dar felicit și familiile care nu au avut curajul, spunea și Sfinția sa, și sunt în biserică sau poate ne urmăresc acum pe internet. Pe toate le felicit, dar și pe dumneavoastră, cei care nu sunteți într-un an jubiliar referitor la familia pe care ați întemeiat-o. Dumnezeu să vă ajute să fiți statornici în a trăi cu bucurie valorile familiei creștine, așa cum le învață, le predă Biserica de Viacuri. În al doilea rând, tot referitor aici, Preasfințitul deja a spus, dar eu mă simt obligat cu responsabilitatea pe care o am să mă dezic public de afirmațiile făcute de deputatul amintit de Preasfințitul, sigur nu i-a spus numele, dar care se pretinde practicant catolic. Ne dezicem de afirmațiile gratuite, ca să nu spun mai mult, sau neinspirate, pe care le-a făcut public. Eu am primit și de la catolicii din străinătate observații preasfințite, dar nu spuneți nimic. Ba da, uite, o spun acum și în sărbătoarea Sfintei Familii. Ne dezicem de afirmațiile făcute. Aș vrea să cred că a spus acele lucruri nu cu intenție de a face sau aduce blasfemie la adresa adevărurilor predicate de viacuri de biserică, dar sunt o blasfemie. De exemplu, despre Maica Domnului spune că este mamă surogat. Un catolic practicant nu-și permite să spună așa ceva când de viacuri, și uite acum se apropie anul nou și noi avem la anul nou catolicii latini sărbătoarea Preasfintei Fecioare Maria, născătoare de Dumnezeu, Teotocos. Totdeauna Biserica a afirmat și va afirma că Fecioara Maria a fost o adevărată mamă, nu surogat, a Fiului lui Dumnezeu și celelalte. Eu îl îndemn, dacă are bună voință și vrea să dea dovadă că este catolic practicant, pentru că public a făcut acest lucru, tot public, să retragă afirmațiile făcute și să spună clar, am greșit. Și încă, dacă este catolic practicant, să facă o spovadă bună și să facă pocăința pe care preotul i-o va da în cadrul spovezii. Repet, aș vrea să cred că nu a făcut o corea intenție și mă rog pentru convertirea lui. Trec la partea a doua acum, sărbătoarea cauzată de încheierea activității în mod oficial a Preasfințitului Aurel, colegul meu, și vreau să fac o referire scurtă la ceea ce împreună cu Preasfințitul am trăit două zile în urmă, vineri, în sărbătoarea pe care catolicii latini am avut-o, Sfântul Ioan, Apostolul și Evanghelistul. Am fost la București și acolo am întâlnit aproape toți preoții din arhidieceză, adunați ca în fiecare an, ca așa obișnuia Preasfințitul Ioan Robu, în jurul păstorului, la liturghia și a lui de rămas bun și de intrare la pensie. Și am reținut și mi-a plăcut între cuvintele rostite de înalt preasfințitul Ioan Robu și următorul lucru. Nu este felul meu, a spus el, și n-a fost
nu în stilul meu să-l citez exact, ca să fie adus mulțumire preoților, congregațiilor, responsabililor diferitor acțiuni sau activități din cadrul arhidiecezei, să spun mulțumesc. A făcut-o, în schimb, acum ultima dată pentru toți, dar spunea el, eu am considerat întotdeauna, după cum consider și eu pe planul nostru local, atât pentru Preasfințitul Petru, care a condus dieceza 40 de ani, cât și pentru Preasfințitul Aurel, 34 de ani, așa spunea Preasfințitul Robu, eu am considerat întotdeauna că voi, preoților și toți ceilalți, ați făcut ceea ce erați datori să faceți, erați obligați să faceți în slujirea pe care Dumnezeu v-a încredințat-o. Același lucru îl spun și Preasfințitului Aurel la acest ceas de despărțire, sigur spunându-i și un mulțumesc sincer, dar împreună cu el, împreună cu Preasfințitul Petru, la această liturghie și în continuare vrem să înălțăm lui Dumnezeu recunoștința, laudele și mulțumirile pentru că ni-a dat. Și pentru că Dumnezeu, prin ei, a realizat atâtea lucruri așa de frumoase în dieceza noastră. Fie veșnic preamărit și îi dorim Preasfințitului, plecând din mijlocul nostru, susținut de Dumnezeu, de același Creator și Stăpân al Cerului și al Pământului, prin El și cei care vor fi în preajma Lui, să realizeze lucruri la fel de frumoase și edificatoare pentru Biserica Lui Hristos, concret pentru Biserica Locală de București, Arhidieceza. Succes, Preasfințite! Lăudat să fie Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Al Preasfinția voastră, Părinte Aurel Percă, Preasfinția voastră, Părinte Iosif Păuleț, Preasfinția voastră, Părinte Petru Ghergel. E o mare bucurie să fiu aici. Am venit în calitate de primar a orașului Iași, de creștin și de cetățean al României creștine. Un moment de mare bucurie pentru comunitatea noastră să vedem cum în ultima duminică din an, Duminica Familiei, un membru al familiei Iașului, al diecezei de Iași și al Moldovei întregi, pleacă într-o altă misiune. Într-o misiune pe care va trebui să o slujească cu același devotament și dragoste pentru poporul care l-a ales. E cu atât mai mult și un act de mândrie locală pentru noi ieșenii că reușim din întreaga familie a catolicilor, a romanilor, catolicilor, să trimitem un ieșean, un moldovean, în fruntea Bisericii Catolice la nivel național. Și trebuie să mulțumim cu această ocazie Sfântului Părinte,
Francisc, care prin vizita pe care a realizat-o în acest an istoric, a reușit să puncteze că putem oferi întregii țări oameni care să slujească cu adevărat interesele tuturor creștinilor. Totodată trebuie să mulțumim și excelenței sale, ambasadorului Vaticanului la București, cardinalul Buendia, care s-a apropiat foarte mult de familia diecezei de Iași, de Moldova întreagă și care ne-a onorat de fiecare dată cu atenția excelenței sale. E cu atât mai mult și un motiv de a aprecia că în această frumoasă zi putem să-i oferim gândul nostru de prietenie și de legătură perpetuă între noi, ieșenii, și înalt preasfințitul Aurel, acolo unde își va duce misiunea. Și, sigur, Iași rămâne în continuare o casă pentru înalt preasfinția voastră, un loc în care să vă puteți aduna, recâștiga energiile și să vă sprijiniți de asemenea pe noi. N-am putut să trec fără să nu amintesc despre frumoasa contribuție pe care și-a adus-o în familia diecezei de Iași împreună cu preasfințitul Gherghel. Ca niște membri adevărați a unei familii s-au sprijinit unul pe celălalt și la bine și la greu și au înfăptuit mai bine de 3 decenii frumoasa istorie a Bisericii Romano-Catolice în această regiune. Le mulțumesc din suflet pentru contribuția pe care au adus orașului nostru, pentru echilibru pe care l-au creat și sigur sunt convins că acest lucru va merge mai departe și sub conducerea preasfințitului Iosif. Am adus aici alături din partea mea și a comunității pe care o reprezint unul dintre cele mai prețuite ordine pe care Iașul a generat de-a lungul istoriei sale, de-a lungul istoriei României, este Ordinul Centenar, pe care l-am instituit odată cu împlinirea celor 100 de ani de la unirea tuturor românilor, un ordin care amintește de bucuria pe care o avem atunci când vorbim despre marea familie a românilor, care s-a jertfit de-a lungul istoriei sale în calitate de creștini, pentru a putea să dăruim mai departe țara aceasta celor care vor veni după noi. Primiți înalt preasfinția voastră. Metropolit al Bucureștilor, acest ordin. Mulțumesc, domnule primar, pentru aceste semne de onoare pe care mi le-ați acordat și țin să vă mulțumesc, sigur, poate singurul regret cu care plec este că las aici un primar care a colaborat așa de frumos cu dieceza noastră. De când v-am cunoscut, v-ați implicat foarte mult și a stat alături pentru toate inițiativile frumoase, având o contribuție deosebită pentru buna reușită și a beatificării fericitului nostru Anton Durcovici și pentru vizita Papei, dar și în alte momente în care ne-ați înțeles. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru tot sprijinul dat și vă asigur de stimă, prețuirea, dar și colaborarea noastră. Când a fost Sfântul Părinte Papa la noi, ne-a îndemnat să mergem împreună și vom merge împreună și de aceea astăzi prezint și acest album care a apărut și mulțumesc domnului primar primul exemplar să mergem împreună.
Cartea va apărea în zilele următoare într-un tiraj mai mare și sigur că va fi disponibil la parohie, cuprinde fotografiile din timpul vizitei Sfântului Părinte aici la Iași, cu imagini foarte frumoase realizate de domnul fotograf care acum tocmai mă fotografiază. Felicitări și mulțumiri domnului Adrian pentru aceste minunate imagini pe care le-a surprins și care sunt aici în această carte. Și aceeași carte o să vă mâne și dumneavoastră, familiile care astăzi vă sărbătoriți jubileul de 50 de ani sau de 25 de ani. Vă mulțumim. Sigur, cuvintele sunt puține, slabe, dar inima este mai mare decât cuvântul și aceea vă mulțumesc pentru toată susținerea pe care mi-ați acordat-o, dar, cum spuneam, mergem mai departe împreună pentru că lucrăm la același stăpân, același Dumnezeu pe care îl slujim. Lăudați să fie Iisus Hristos! Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți și trăiți în pace. Familie sfântă, spre tine.